Cu câțiva ani întârziere, bucureștenii din drumul Taberei au văzut cu ochii lor cum merg lucrările la metrou. Un proiect înțepenit încă în stadiu de șantier, după 5 ani de la debutul lucrărilor și peste 350 de milioane de euro cheltuite de autorități. Proiectul este însă motiv de mândrie pentru ministrul transporturilor, prezent la ziua porților deschise la viitoarele stații de metrou Favorit și Orizont. Acolo sunt indicate și toate stațiile care vor fi, cu niște poze în fază de structură. În iulie nu am crezut că am fi putut să vedem ce vedem astăzi. Sunt impresionat de ritmul accelerat în care lucrează și vă confirm data de finalizare pe care am agreat-o, semestrul 2 al anului viitor, deci pe undeva în noiembrie, probabil anul viitor. Sfârșitul anului viitor este termenul probabil oferit de autorități pentru finalizarea magistralei de metrou, drumul Taberei Eroilor. Oamenii care au vizitat astăzi stațiile Favorit și Orizont sunt însă de altă părere. Locuitorii din cartier spun că le place ceea ce au văzut, însă cred că ziua în care se vor urca în metrou e departe. După 5 ani, cred, sau da, cel puțin 5 ani, se prezintă relativ bine, dar mai e mult de lucru. Adică, cum spun ei, că anul viitor se va deschide circulației, e o gogoriță. Ne îndoim că se va termina la termen. Totdeauna apar prelungiri. S-a mulțumit, au muncit oamenii cât au putut. Și mai au. Și mai au mult. Au muncit mult și mai au foarte mult, mai bine zis. Noi așteptăm, dar tineretul. E foarte greu, dar ne-am învățat să așteptăm. Lucrările la linia de metrou care urma să lege drumul Taberei de centrul capitalei au început în 2011. Și deși inițial s-a desfășurat sub deviza în 3 ani, aici va fi stația ta de metrou, proiectul a suferit numeroase amânări. Așa se face că acum, la 5 ani distanță, drumul Taberei rămâne doar un cartier sufocat de trafic. Iar în loc să circule cu trenurile de metrou, locuitorilor nu le rămâne decât să se plimbe prin șantiere.